să spun, povestea ursului de pe Valea Albă. Te rog. Dar asta a fost cea mai cruntă, din punctul meu de vedere, din toate aceste întâlniri. În pregătirile teoretice care le făceam cu copiii, printre alte lucruri, discutam despre animalele sălbatice din România, spunându-le că, în mod normal, niciun animal sălbatic din România nu atacă omul, dar ursoaica cu pui este cea care atacă dacă intri în arealul ei. În momentul în care te apropii la o distanță în care ursoaica bănuie că ar fi în pericol pui, atunci atacă indiferent dacă ești cu pușcă, dacă ești cu... Dacă e simpatic sau nu. Dacă, ceva de genul ăsta. Ok, deci eram o grupă de 17, eu cu doi studenți, Zeno și Olguța, și ceilalți copii. Am început, eram în luna august, deci totul era ok, vreme superbă, trebuia să dormim la cabana Omu. Tot în prima treime ne întâlnim cu doi tineri, 21-22 de ani. Prima treime, Valea Albă. Valea Albă, da, așa. Și evident că turiști foarte, foarte puțin, e o vale mai specială, mai deosebită, am intrat în vorbă cu ei. Ce faceți? De unde veniți? Ce, păi vreau să urcăm pe Valea Albă, dar ne-am întors că am zărit o ursoaică cu doi pui. Contrar celor lucrurile pe care eu le spusesem copilor, zic, mergem mai departe, zic, suntem 17, la gălăgia noastră, zic, se vor speria, se vor la o parte, poate. Plus de asta că nu mai am calculat, era aproape imposibil la ora la care eram să ne întoarcem pe altă parte, să dormim la cabana Om. Mai aveam, cât să zic, o jumătate de oră și ieșeam pe platou, când o fetiță, clasa 5-a, ea era în fața mea, urmam eu, ceilalți copii și în spate ultimii doi erau cei doi studenți, Olguța cu Zeno. Zeno. Când fetița zice, am văzut un pui de urs în fața mea, în momentul ăla eu am intrat imediat într-o vrie, zic, vino încoace, am pus-o în spatele meu, a apărut și al doilea pui, după care, zic, în momentul ăsta ne întoarcem și o luăm spre vale. Spre vale. N-am apucat să zic vorbele astea, că a apărut și ursoaica. Eu personal n-am văzut-o, dar ceilalți au început să strige puternic ursul, sau să facă gălăgie. Și Zeno mi-a zis, zice, la un moment dat sau... era în spatele tău, în două labe, eu am simțit la modul fizic răsuflarea în ceafă. Se pare că ne-am îndepărtat suficient de mult încât să perceapă ideea că, domnule, stai să vezi că nu mai e un pericol pentru cei doi pui, și ne-a lăsat în pace. Pentru mine a fost un șoc foarte mare, o învățătură de minte, iar coșmarul suflării în ceafa lui Soaice l-am simțit luni de zile. Ne-am revenit, am văzut că a luat-o pe celălalt versant, ursoaica cu puii, ne-am continuat drumul, am ajuns cu bine la cabana Omul. Și mi-a adus aminte dintre întâlnirile cu urși pe care le-am avut, de două. Una era în preajma anilor 1990, la izvorul Mureșului, în stațiune, chiar între vile. Eram la un congres de speologie, la Speosport, și am ieșit la un moment dat din sala unde se făceau proiecții ca să mă duc în vila unde eram cazat să mai iau niște diapozitive. Și cineva stătea pe alee cu brațele ridicate în sus. Și eu am fost convins că ursul acela pe care îl vedeam este o glumă. Cineva făcea o glumă. Așa că foarte calm, neostentativ, pentru că drumul meu era pe lângă el,
m-am îndreptat spre urs și voiam să continui mai departe. El nu se mișca. Asta mă făcea să cred în continuare că este o glumă, așa. Numai că în momentul când am fost efectiv la un pas de el, am simțit duhoarea gurii. Și în momentul ăla m-am făcut câțiva pași în lateral și, pe urmă, după ce am făcut pașii ăștia, am mărit ritmul și m-am dus, mi-am luat diapozitivele. La întoarcere, sigur că pe unde mă întorc acum, știi? M-am uitat, nu mai era acolo, cu așa teamă, m-am întors, am venit cu diapozitivele în sală. Asta a fost o întâmplare. O a doua întâmplare cu urși este următoarea. În munții Iezăr este o vale cu calcare, cu peșteri multe, care sunt neexplorate. În fine, la un moment dat am ajuns acolo cu colegii mei de club, Milcea Vlădulescu și Emilia Marinescu. Numai că, puțin după, la scurtă distanță după ce am intrat pe vale, a apărut un pui de urs. Hai înapoi că nu e bine să ne apropiem. Ne-am depărtat, am mai stat, nu știu ce, am mai povestit, ia să vedem, mai e ursul acolo, nu mai era puiul de urs, plecase, zic, hai să încercăm să mai mergem să urcăm. Intrăm și mai sus pe valea respectivă și după un cot, în cheile care se formau și unde deja eram în calcare, pe calcare, Dita Maiulsu era la vreo 2 metri jumate pe o platformă și mânca floricele, flori. Când l-am văzut acolo, sigur că iar a trebuit să ne întoarcem și asta este. L-am cunoscut pe Ion care stâlcea urși. Pe vremea aceea exista o protecție foarte intensă a populației de urși, deci în anul 1976 nu era voie să-i împuști, chiar dacă veneau la stână de nu știu câte ori și făceau prăpăt pe acolo. Și cei care erau cu animalele la stâne, ca orice român inventiv, au găsit o soluție. Dom'le, n-avem voie să împușcăm urși, și dar nicăieri nu scria că n-avem voie să-i batem. Așa. Și atunci au angajat un tip nu neapărat foarte înalt, dar foarte vânjos și rapid în mișcări, care noaptea se culca între oi, venea ursul, Ion se trezea, lua ursul la bătaie, nu prea tare ca să nu-l omoare, să nu îi creeze daune ireparabile. Și în felul ăsta, după cum povesteau foarte frumos cei de la Stânele, unde am fost și cu care am povestit și alte amănunte despre intervențiile lui Ion, 2-3 săptămâni urșul nu mai trecea pe acolo. La apusul soarelui mai apărea pe la marginea pădurei așa și ziceau ciobanii, ia uite, ăsta este ursul cu tare, care ce i-a făcut Ion și așa mai departe. Țibucești, pe Valea Cerbului, eram cu 2 săptămâni înainte de plecarea în Făgăraș și am pus corturile la 1600 de metri altitudine. Am fost vizitați de 2 urși pe la 12 noaptea. Ei, săracii, căutau mâncare, ne-au subtilizat 2 rucsaci, i-au dus în pădure, iar noi, făcând focul, a trebuit să stăm până la 5 dimineața într-o alertă permanentă. La lacul Gărșescu am pus tabăra în vara aceea, cu corturile, și când am ajuns acolo, am luat primul contact cu ciobanii. Eram puțin speriați după incidentele petrecute cu 2 săptămâni în urmă. Cum stați cu urșii pe aici? Exact ce ai spus tu mai devreme, ce i-a tras o mamă de bătaie, ce nu mai vine niciunul. Când am coborât din Tarnița Prelucii către mina de la Gușet, era o ieșire dintr-o tură. Da.
Eram numai noi doi. Numai noi doi, cu rucsaci în spate, mergeam frumos. Și la un moment dat, în pădure, plăcut. Perfect. Și la un moment dat a început să picure, nu foarte tare. Și mi-a zis, eu rămân să-mi pun pelerina de ploaie. Mi-a zis, zic, ok, eu iau înainte. Am mers frumos pe cărare spre... Și la un moment dat aud un fel de grohăit. Chestia asta m-a pus pe gânduri, zic, e clar, e obosit, e terminat. A început să facă așa urât. Mă întorc cu fața către deal. Nu era nimeni pe cărare. În momentul ăla am intrat în panică. Zic, am aiuresc eu. Și exact la o jumătate de metru de mine a ieșit o namilă de urs din zmeuriș. În clipa aia mă recunosc. Deci m-a paralizat de frică. Era primul meu contact cu un animal sălbatic. De aproape. De aproape, da. Ăla a trecut liniștit, nici m-a băgat în seamă, nici măcar nu s-a uitat la mine. A trecut un pârâu ușet, cred că e acolo. Între timp și am rămas nemișcat, ai apărut tu, cred că ți-aduce aminte. Și îmi aduc aminte foarte bine și dacă îmi dai voie, e treaba așa. Tu erai cu fața spre deal, da. Unde coboram eu, care am venit la cât? La două minute, la ceva exact, de genul ăsta, da. Așa. Și tu ai început să-mi povestești, în timp ce eu remarcam că tu ai... hanoracul foarte, da. Foarte, deci, foarte înălțat pe cap. E perfect adevărat treaba. Că... Gluga hanoracului, da. Așa, pentru că era părul drept. Am mai avut noi aici, la Grota Zânelor, o peripeție teribilă cu un urs. Într-o dimineață, după o tură lungă, am ieșit târziu noaptea și ne-am culcat. Se mișca bățul de la colț înspre dimineață. Tocmai și... când dormeam noi mai bine. Așa, că răsărise soare. Exact. Așa. Și venise căldura. Așa. Acolo. Dom'le, mai trăiți? Se aude din afară. Ies eu primul, desfac fermoarul, văd ceea ce în mod normal vezi când ieși din peșteră după o perioadă lungă. Atunci verdele se vede roz. În jurul colțului era totul roz. Prima impresie a fost că e normal, dar mă miram totuși, lume, stai că am ieșit de vreo 8 ore, totul rozie. Polmă ne-am lămurit, fusese ursul la stâna alăturată, luase două oi, că una nu ajunge, da, că ne povesteau ceva, e că pleacă ursul cu câte o oaie la subțioară, așa, în două labe, și unde a găsit el un loc mai bun, mai liniștit, lângă coltul nostru. A venit lângă coltul nostru, a morfăit oile, n-a mai rămas din ele decât câte un pic de blană pe aici pe acolo și plin de sânge de jur împrejur. Noi dormeam obosiți, leșiți.